Înainte să începem episodul, vreau să-i mulțumesc foarte mult lui King V2 pentru această salutare de 100 de K. Mulțumesc foarte mult, frate, te respect. Hai să trecem la episod. Hei și salutare lume, aici Robi și bine v-am regăsit la un nou episod, băi, fraților. Am luat rank 4 după foarte mult timp, cred că v-am spus asta și în episodul trecut. Da, v-am spus, 100% v-am spus asta și în episodul trecut, sunt puțin mai haiduc de felul meu. Așa, l-avem alături de noi pe Swift. Da. Zi ceva, Swift. Salut, salut, Ani. Așa, zice salit, cum ne-am obișnuit noi, și zice salitu. Așa, gata, am zis pe toate cercurile, am uitat și eu în clanul OC, ceea ce este... destul de fain, am uitat și într-un clan, că am ieșit din 69, n-am mai vrut. Bun, acum vreau să trecem direct la subiectul episodului, după cum ați... Donații de 100 de K de la King, mulțumesc foarte mult! Frate, mulțumesc mult, facem și o poză, mersi mult, frate, ce canal ai? Robi, mulțumesc foarte mult pentru... donație, frate, chiar apreciez. Bun. Robi, câți abonați ai? 527, dacă nu așa am. Crește foarte repede. Da, mane! Da, ma... am spa... ai, de capul meu, ce spam am, fratele meu. Nu mai faceți atâta spam. Unde ești? Mă plimb. Bun, după cum ați observat în... titlu, Robi canal. Așteptam să trebuie că tot veni vorba de numărul tău de abonat, sunt 539. 539, cu 10 mai mult. Mă iei și pe mine. De unde? Ia zi-mi, de unde te să luăm noi pe King ăsta? V2, ia King V2.5 Darmnu. Unde ești? Mă plimb. Zi unde ești tu, oh my god. Așa, după cum ați observat în titlul, da, fraților, am început seria de filmare de pe conturi. De ce am decis să fac acest serie? Deoarece am deja vreo 3 persoane care doresc să filmeze pe conturile lor și eu încă nu v-am anunțat acest lucru. Și dacă vreți, nu sunteți obligați, puteți să mă oferiți contul vostru să filmez de pe el. Robi, matează, te rog frumos, fii brother HD. Nu. Cum adică nu? Nu vrei contul meu? Nu. Man, mă jignești. Nu vreau. Păi cum, man, e cont admin 3? Adică, bă, nu vrei contul meu? Bă, vrei sau nu? Nu mai mă lua pe mine, vrei sau nu? Stai puțin, că-și faci unul aici reclamă la mine pe video. Exact, nervi. Așa, a dezagrat cea tu alianței. Așa. Bă, să fie atât de patetic să-ți faci pe reclamă pe video altuia, adică să... adică, uite, zic, ok, o singură dată, spui să dea subscribe, dar nu faci spam ca handicapatul. Și nu zic că ești handicapat, băie... nu știu, am vrut să zic băiete, dar nici așa nu sună bine. Nu ești handicapat, dar am zis și eu așa, nu e frumos, adică să faci un spam așa infernal, care să spui da subscribe și la mine, că... na, în fine. Da. Și am început seria asta cu filmatul de pe conturi și nu știu, de mâine cred că am să încep această serie, deja am un cont de pe care voi filma. Eu dau gând. Da, sigur. Și nu știu, vom vedea dacă vom strânge like-uri, adică sigur vom strânge like-uri, deoarece vor fi aceleași episoade de Sam, numai că vor fi puțin mai diversificate, nu mă veți vedea tot pe mine, cu skin-ul ăsta de CJ, sau cum place mie să-i spun, de negroteu, plimbându-mă ca orice handicapat. Uite, cum ar fi cont de taxi, facem comenzi, cont de, nu știu, PD, facem... cont de maior. Da, dăm la cont de maior, cerem donații la persoane. Am ajuns la Catalin, cum ne place nouă să zicem, bă, dar cum o să arată Catalin. Deși vreau să spun că nu pot să intru pe contul de staff. Păi n-ai, nici n-am vrut contul tău.
Deixas tu a sucuse, ia zem. Participă să organizăm jame de așa înseamnă. Bun, facem cum facem noi de obicei, băi fraților. Deci știți care este strategia noastră de obicei. Bă, visă mei, sau unde ești, fratele meu? Unde ești? Vreau să fac stai, bă, păi, stai puțin, nu l-am întrebat unde ești. Vrei să-l jignești? Să-l jignești? Abonați, du-te tu la primărie, dă-i tu get job, ia jobul și dă-i tu fain pe el și du-te la mama naibii în Bayside. Ce vrei să spune el unde e? Intersecțiile, bă. Haide, capul meu. Deci, știi strategia noastră care o facem în fiecare episod, că apare episodul în 2 ore. De obicei îmi pun episoadele la 10 sau la 11 noaptea, cam atunci îmi vine mie să editez pozele. Adică eu după ce filmez îl pun la randat, după ce pun la randat îl pun direct la uploadat, dar după ce îl pun la uploadat mi se ia tot cheful și mai am chef să pun episodul, cam așa sunt eu și îmi revine cheful cam peste 2 ore. Având în vedere că avem același calculator eu cu Robi, timpii de randat sunt cam identici. Numai că calculatorul meu e mai nou, țeapă, ho! Intersecțiile V. Unde e mă fratele ăsta meu? Deci știți să... Treci încă. Ai de capul meu. Am văzut verde în fața ochilor. Așa. Bun, știți strategia noastră, băi fraților? Facem... Sal. Facem două task-uri în una. Adică mergem pe Cilead și cum ajungem pe Cilead, dăm și lansăm și artificii. Artificiile, pardon. Doamne, ce prost s-a băgat în... Cine prost s-a băgat? Bine. Nimeni. Vreți tu pe cineva, eu nu văd pe nimeni. Nu, n-ai rea din aur aici, se vrea HD în turismo. Eu? Da, ți-aș foc. Nu mă, că turismo ăla e gol. Da, ți-aș foc. Robi, cred că mă mănâncă degetele, să apăs pe vreo comandă de asta șmecheră. O apeși după ce termin episodul, nu acum. Ok, simt legit. Da, știi care idee am și dovada. Dovada că ce, man? Am revenit, nu s-o opri filmarea, nu știu, am uitat să bag cheia de activare la Fraps, în fine. Nu știu ce s-a întâmplat, în fine. Așa, haide să... Unde eram, bă, Swift? Că vreau să filmez de pe conturile abonaților, nu? Cam așa ceva. Nu știu, știu că ne-am oprit exact când l-am luat pe domnul King V2 ăsta. Când a teleportat Swift la el. În fine, v-am spus că vreau să vă spun, vreau să facem task-urile 2 în 1. Cum facem noi de obicei în fiecare episod când prindem mutați de ăsta? Deci mergem pe Cilea și acolo lansăm artificiile, cum știm noi mai bine. Bun. Deci vreau să filmez de pe conturile voastre, băi fraților. Nu am nicio cerință pentru voi, adică nu trebuie să-mi dați conturi neapărat cu rank 5 sau rank 4, nu. Poți să filmezi de pe un cont cu rank 1 sau 2, dar să fie într-o facțiune care este destul de activă. Orice facțiune. Nu știu. Cam asta am vrut să vă zic, băi fraților, adică puteți să-mi dați contul vostru. Promit că n-am să vin sparg, că nu sunt ca alți youtuberi care au filmat de pe contul și ulterior le-o sparg, dar acum băia s-o lăsat de YouTube și nu pot să mai dau nume, că nu mai are nicio relevanță. De aceea sunt și cu o persoană din staff renumită pe acest server, cu Swift. Ia zi ceva. Bun, am aici la început. De asta e că am mai zis o dată la început, sunt cu o persoană, e clar. Doamne, ce prost sunt! Ce prost! Am uitat asta, dar în aceea le-am adus pe Swift în confă. Ia fire... Fireworks 1. Trebuie să luăm task-ul ăla. Deci data asta facem 2 în 1, sigur. Gata, 2 în 1, fraților! 2 task-uri am făcut, simultane am făcut. 2 task-uri. Ce task-uri? Mergi pe muntele Cilea și lansă niște artificii. Cum am luat task-ul ăla cu muntele Cilea, am lansat și artificiile. Bun. Unde eram? Vă spun, nu veți fi de miși dacă îmi dați contul. Totul se face cu aprobarea liderului, adică eu îi dau PM la liderul vostru. Zice că sunteți în, nu știu, în... Nu știu. LS Taxi. Da, LS Taxi. Eu îi dau PM lui Aria Entechiu și îl întreb dacă îmi dă voie. Și el va răspunde după caz cu da sau nu. Da, și dacă este da, am voie, dacă este nu, n-am voie. Este totul foarte easy și am să vă bag și pe voi în PM sau să vă dau dovadă. Nu vreau să vă fac DFV-uri sau alte minunății de astea. Îl am aici pe Swift, care el filmează deja de pe contru și vreau să vă explice și el cam cum stă
procedura asta? Cam cum funcționează? Ia zi. Treaba stă în felul următor. În afară de Kelton și alte chestii, eu zic așa. Treaba asta în felul următor. Eu vă spun cum a fost în piramida. Mie treaba a fost aprobată de Kelton. Acum, dacă liderul facțiunii vă dă vouă acord că da, intră pe contul lui X și fă chestii, fă raport, fă ce ai tu de făcut, e ok. Puteți să-i dați contul lui Robby și să faceți acolo ce aveți voi pe cont. Dacă liderul spune nu, atunci, na, știți ce voi. Nu, nu intrați, nu îi dați contul că, na, aici liderul că nu. Tot se face cu aprobarea liderului. Bineînțeles, Robby nu o să fure, vă spun eu, nu o să fure. Și acum și eu am doi în complot, știi, și da. Nu, Robby nu o să, nu e Robby persoana care o să fure, însă vă spun de pe acum, o faceți pe propria voastră răspundere, așa că nu dați conturile la persoanele necunoscute. Robby e cunoscută, deci. Bun, fraților, am revenit, mi s-a oprit filmarea și am o problemă cu modurile astea super faine. În timp ce filmez, dacă mi se oprește, zicem că eu filmez și intru în bară din greșeală, când intru înapoi, se blochează GTA-ul. În fine. Unde eram? Da, fraților, n-am să vă iau nimic de pe contru, vă spune pe acum. Voi filma doar chestii din facțiunea voastră și depinde. Evident, dacă nu voi ști regulamentul așa de bine, vă voi întreba pe voi. Dar slabe șanse, deoarece eu știu reglementul cam la toate facțiunile. Bun, cam atât a fost cu acest episod, băi, fraților. Ia, repair merge, refill merge, bui insurance merge, dar nu merge nimic, în fine. Vreau să strângem 40 de like-uri la acest episod și vom posta următorul episod, dacă strângem 40 de like-uri. Mă puteți contacta pe Skype, aveți aici Skype, Robby. Pumbarabas 3, acesta este Skype-ul meu, unde mă puteți contacta. Aici mă puteți voi contacta sau numai aici mă puteți contacta, dacă eu pe Skype, eu pe Skype sunt cel mai activ, dacă am putea zice așa. Swift, mai ai ceva de zis? Eu unul nu am. Bun, deci cam atâta. Bye. Nu uitați 40 de like-uri. Ups. Ups, am ieșit din Infernus. Ia zi ce clacking bell e asta. Ia. E mare ce faci pe conturile oamenilor. Vezi că încă filmez. KFC, enter it, virtual. Ai că mare grijă. Clacking bell, hai, bye.